Băieți, vreau să vă arăt o fată foarte talentată. O cheamă Maria Gheorghi și ea adulții la întrebări. De data asta, la întrebări a venit Lora, iar răspunsurile le vedem acum cu Maria Gheorghi, o fată mega talentată, colega noastră, cea mai tânără. Bună ziua, domnișoară Lora. Eu sunt Maria și astăzi vreau să vă adresez niște întrebări. Cu mare drag am să vă răspund. Dacă ar fi să alegeți între să aveți mulți bani și, nu știu, castele, palate, mașini, rochi, multe, diamante, bane, așa? Diamante, așa, dar să nu vă iubească nimeni, sau să alegeți să vă iubească cineva, doar că să fiți sărac fără nimica. Cred că iubirea este magică și cred că cei mai săraci oameni din lumea asta sunt cei care au case, mașini, bani, diamante și nu au iubire. Eu aș alege prima variantă. Încă nu știi ce este iubirea și cât de valoroasă este ea. Nici nu vreau să știu. Dar nu-mi plac băieți. Nu scapă nimeni. Nu-ți plac băieții acum, dar va veni. Dar cred, sigur. Așa făceam și eu. Am auzit de deseori expresia să fii un om bun. Este un om bun. Ce înseamnă pentru tine această expresie? Să fii un om bun? Să nu judeci oamenii după aparențe. Tu crezi că ești un om bun? Eu cred că mai am multe de învățat, dar e foarte important că îmi doresc să fiu un om bun. Câteodată îmi pun piedică singură, câteodată sunt rea cu mine. Ai făcut niște prostioare la viața ta? Multe. De exemplu, eu am un regret foarte mare. Atunci când eram de vârsta ta, cred, eram foarte posesivă cu animalele și am copilărit în vacanța de vară la țară. Pentru că mama mea muncea tot timpul, îl aveam doar pe frățiorul meu. De câte ori prindeam un suflet nevinovat, îl obligam să stea lângă mine și să mă iubească. Nu știam că iubirea ține și de liberul arbitru și că e nevoie de răbdare. Eram foarte posesivă și am să-ți spun o poveste mai tristă, ești pregătită să o auzi? Am legat un iepuraș de picior cu o sfoară ca să nu fugă de mine și iepurașul, bineînțeles, a încercat să scape, să fugă, să se ascundă de mine și s-a ascuns după frigider. Eu am tras foarte tare de sfoara aia și din păcate i-am rupt piciorul și din păcate iepurașul a murit. Și am plâns extraordinar de mult, am făcut o greșeală pe care mi-e greu să o iert chiar și acum. N-am mai legat niciodată animăluțele, nu le-am mai obligat să fie alături de mine. Cu oamenii am făcut la fel, am lăsat omul să fie liber, nu am mai forțat pe nimeni să fie prieten cu mine, pentru că făceam chestia asta, mă duceam și pâram fetele mai mari, le păram la părinți și plângeam și foloseam un fel de șantaj emoțional, pentru că ele nu voiau să se joace cu mine și atunci cumva părinții le obligau să mă bage și pe mine în gaș. Am vorbit cu mama, a înțeles că am niște probleme și e bine să le rezolve atunci. Și am avut apoi relații foarte frumoase de prietenie. S-a vindecat o chestie care putea să fie gravă. Erai geloasă că nu se jucau cu tine? Da, eram geloasă, sufeream, eu sufeream real, nu înțelegeam de ce nu văd oamenii cât de specială sunt eu și cât de drăguță și de ce nu se joacă și cu mine și nu-mi dau o șansă. Dar nu știam cum să obțin acea șansă. Nu cred că am mai povestit asta niciodată, Maria. Poți să te rog frumos să-mi spui cel mai mare regret al tău? Cel mai mare regret și cel mai trist este că cu o săptămână înainte să moară mama mea, nu am petrecut mai mult timp cu ea, deși eram mai liberă și programul mi-a permis. Și asta este un regret pe care am să-l am toată viața mea. Nu știu dacă mă voi ierta vreodată. Dar știu că ești căsătorită. Ia auzi, cum ți-ai dat seama? Că eu nu mi-am dat seama, sunt căsătorită? După inel. Asta este un inel de Logorno. Și de ce am primit două? Pentru că al doilea are piatra asta frumoasă care mi-amintește de vacanța pe care am avut-o într-o țară exotică. Încă nu sunt căsătorită, am un prieten de vreo 6 ani și suntem nedespărțiți. Ni se mai spune siamezii. Dar vrei să ai copii? Da, vreau foarte mult să am copii. Ce să fie? Să fie fată sau băiețel? Eu îmi doresc foarte mult și băiețel și fetiță, dacă se poate. Câți copii vrei să ai? Eu vreau să am 5, dar acum nu știu cum o să am timp să-i fac. Acum am omul potrivit, omul perfect cu care să-mi întemeiez o familie. Simt că se apropie momentul. Dacă arunci o piatră roșie într-un ocean albastru, cum se va transforma piatra? Am avea o piatră udă și roșie. Bravo! Am câștigat ceva? Da. Nu. Nu? Apreciez oricum acest bravo de la tine. Îți mulțumesc foarte mult că ai participat la acest interviu. Eu îți mulțumesc. Este adorabil decorul, ești adorabilă tu.